trecerea Centrului Național Anticorupție în subordinea Procuraturii Generale în vederea asigurării acesteia cu organ de lucru operativ în luptă cu corupție. Ați văzut, deci, ping-pongul care a avut loc ultima perioadă între Parlament, între fracțiunile parlamentare atunci când la o anumită perioadă s-au înțeles ca Centrul Național Anticorupție să fie în subordinea subordinea Parlamentului. Ulterior, renegociind deci acordul Alianței de Guvernare, Centrul Național Anticorupție a fost transferat în subordinea Guvernului. Iată că mai recent, câteva, o săptămână jumătate în urmă, din nou a revenit în subordinea Parlamentului. Noi considerăm că organul abilitat cu lucru operativ în lupta contra corupției nu trebuie să fie un instrument sau, eu știu, o unealtă, o piesă de schimb în negocierile între partidele parlamentare la momentul formării unei majorități. Centrul Național Anticorupție trebuie să fie un instrument clar, vizibil, de lucru operativ în instrumentarea dosarelor de luptă contra corupției. De aceea, în opinia noastră, Centrul Național Anticorupție trebuie să fie în subordinea Procuraturii Generale, astfel încât activitatea comună, lucru operativ și lucru de investigație a procurorilor, să poată să dea rezultate în lupta cu corupția.